pe care vă citim în seara aceasta pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Cred că tradiția dumneavoastră în biserică este ca să ne ridicăm în picioare, așa că am să vă rog să ne ridicăm, să ascultăm Scriptura. Merge. Psalmul 139, de la versetul 1 până la versetul 24. Pagina 634 în Sfânta Scriptură. E că unii dintre dumneavoastră îl știți deja. Așa că o să citim cuvântul, o să vedem ce are Dumnezeu să ne spună și o să ne și cerem binecuvântarea și sprijinul lui Dumnezeu. Doamne, spune cuvântul lui Dumnezeu, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecile mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în carte Le-au scrise toate zilele care mi-au fost rânduite mai înainte de a fi vreuna din ele. Câte nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule! Și cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, le ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Ei, dușmanii Tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe dușmanii mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Amin. Și stăm înaintea Ta, Doamne, pentru că degeaba ar vorbi un om dacă nu s-ar întâmpla nicio cercetare din partea Duhului Sfânt. Dacă n-ar fi nicio apropiere de Hristos, dacă n-ar fi intervenția Duhului Sfânt și dacă n-ar fi binecuvântată lucrarea din partea Mântuitorului Iisus Hristos, Doamne. Și, Doamne, nu vrem să ne înfățișăm o falsă smerenie, o falsă sfințenie, Doamne. Recunoaștem că suntem în totul dependenți de Tine, Doamne. Recunoaștem, Doamne, meritul lui Hristos în faptul că ne putem închina și îți putem cânta. Recunoaștem că în meritul Tău avem voce, avem talente muzicale, avem puterea să ne rugăm, avem, Doamne, puterea ca să ascultăm cu urechile noastre cuvântul Tău și că îl putem citi, Doamne. Și prin meritul lui Hristos, Doamne, avem binecuvântarea, Doamne, să ascultăm Scriptura clarificată. Doamne, vreau să fie toată închinarea spre slava Ta, Doamne. Dar nu glas de om, glas de Dumnezeu. Fă-L pe Hristos înălțat în mijlocul nostru. Fă-L pe Hristos să fie înălțat în sufletele noastre și primit în sufletele care nu-L au în sub viața lor, Doamne. Vorbește-ne, înalță-te spre Hristos, apropie-te Tu de noi, Doamne. Cercetează-ne și descopere-ne persoana și gloria Mântuitorului nostru, Doamne. Și mă rog să corectezi, mă rog să mustri, mă rog să îndrepți, mă rog să ne dai înțelepciune, neprihănire și să considerăm relația cu Tine mai importantă decât toate. Și mă rog, Doamne, pentru noi, fericirea noastră să fie să ne apropiem de Tine.
Mă rog să considerăm lucrurile acestei luni ca gunoaie și pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Ocupați-vă, rog frumos, locul. Cred că sunteți de acord cu mine că Psalmul 139 este printre cei mai frumoși, cei mai adorați și cei mai minunați psalmi care există în Sfânta Scriptură. Sunteți și dumneavoastră de acord cu mine, nu-i așa? Dragii mei, psalmul acesta este un psalm care e un rezultat al meditației profunde față de Dumnezeu. Doar o persoană care se retrage singură, doar o persoană care stă singură și se gândește adânc la Dumnezeu, poate să scrie astfel de cuvinte pe care le-am citit și care îl descoperă pe Dumnezeul nostru într-o manieră ca aceasta. Numai când ați auzit cuvintele acestui psalm și când le citiți, parcă avem impresia că suntem transportați într-o altă realitate. Suntem parcă mai aproape cu sufletul de Dumnezeu. Ne simțim cumva împinși de la spate de cuvântul acesta lui Dumnezeu să ne închinăm cu respect față de Dumnezeu și să-L înălțăm pe Dumnezeu în viețile noastre. Acest psalm, dragii mei, psalmul 139, psalmul care este scris de împăratul David, face două lucrări speciale. Și atât care sunt acelea. Prima, îl descoperă pe Dumnezeu și a doua, descoperă adâncimea ființei noastre. Așa, primul psalm, în psalmul acesta, în marea lui majoritate, în prima sa parte, descoperă care sunt calitățile divine ale lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu cu adevărat? Dragii mei, am ajuns la concluzia că mulți dintre noi, chiar dacă citim Biblia, chiar dacă am auzit zeci și sute de predici, chiar dacă avem cântări creștine, chiar dacă avem acces pe YouTube la mesaje biblice, la meditații profunde, la interpretări ale Scripturii, probabil că mulți dintre noi avem o cunoștință prea vagă, prea generală sau chiar diferită față de cum îl prezintă Scriptura pe Dumnezeu. Dumnezeul care este în mintea noastră s-ar putea să fie diferit de Dumnezeul care este în realitate și pe care prezintă Scriptura. Și aș vrea ca prin psalmul acesta să înțelegem cine este Dumnezeu. Cine este Dumnezeu care ne închinăm noi? Și nu să înțelegem dacă nu cumva, până acum, am trăit cu o imagine greșită față de Dumnezeu. Dacă nu cumva l-am considerat greșit și poate dintr-un motiv ca acesta, s-ar putea și viața noastră nu fi fost conformă cu cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea nici să nu ne fi închinat într-un mod autentic. Psalmul acesta, în cea mai mare majoritate, cuprinde care sunt calitățile divine pe care Dumnezeu le are. Și haideți să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să privim care sunt însușirile și care sunt atributele, care sunt calitățile divine pe care Dumnezeul pe care noi îl cunoaștem, căruia ne închinăm, căruia i-am cântat în această seară, le are. În primul rând, uitați-vă la primele patru versete sau ascultați-vă dacă nu aveți Sfânta Scriptura dumneavoastră. Aici spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Văd că le avem și proiectate, mulțumesc frumos. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Dragii mei, în primul rând, Dumnezeu este prezentat ca fiind atot cunoscător. Psalmul începe spunând, Doamne, Tu mă cercetezi. Tu mă cunoști. Sensul literal, expresia cuvântului a cerceta, este a pătrunde prin ceva anume. Ochii lui Dumnezeu pătrund spațiul nostru privat și pătrund inclusiv locuri în care noi nu putem să pătrundem. Dumnezeu cunoaște la ce ore ne trezim dimineața. Dumnezeu cunoaște ce facem când ne ducem la baie. Cunoaște când ne spălăm pe dinți. Dumnezeu cunoaște când ne îmbrăcăm pentru lucru. Dumnezeu cunoaște ce facem la lucru, ce gândim și ce vorbim. Dumnezeu știe cât de obosit am venit de la lucru. Știe cât de obosit suntem după o zi de tăiat porcul. Dumnezeu cunoaște cât de frustrați suntem. Cunoaște cât de împovărați suntem.
Dumnezeu știe orice vorbă, cunoaște orice starea noastră, cunoaște ce vorbim, ce am gândit, cunoaște toate dorințele pe care le avem. Absolut nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Când noi vrem să ne rugăm, versetul 4 din Psalmul acesta a spus că Dumnezeu știe ce urmează să spunem înainte de a rosti rugăciunea noastră. Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, nu avea nevoie să audă mărturisire de la vreun om despre cineva, ci Scriptura spune că El însuși știa ce este un om. Vorbim bisericilor din Apocalipsa, există un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl repetă de fiecare dată când se adresează bisericilor. Știu. Dumnezeu a știut starea spirituală a bisericilor. Dumnezeu a știut faptele bisericii. A știut câtă dragoste are biserica. A știut cât de mult a luptat împotriva păcatului. A știut cât de mult a slujit biserica. Dar în același timp, Dumnezeu a știut și cât de abătut era biserica și cât de legată de lume era biserica lui. Atunci, cunoașterea lui Dumnezeu, dragii mei, este o încurajare și trebuie să fie o încurajare pentru noi. Dar vă spun, în același timp, atot cunoașterea lui Dumnezeu este și un avertisment serios. Când noi luptăm în rugăciune, în cămăruța noastră, când noi postim în ascuns, când noi dăm milostenie fără să ne trâmbițăm faptele noastre bune, să ne laude alții, Tatăl care este în ascuns vede și va răsplăti. În același timp, dacă noi avem parte de probleme, dacă noi suntem împovărați, dragii mei, Dumnezeu știe ce probleme avem. Dumnezeu cunoaște povara care apasă pe umerii noștri. Dumnezeu vede dacă treci prin crize financiare și ai parte de lipsuri pentru tine și pentru familia ta. Probabil acum stă înainte luna decembrie și stă înainte anul 2019. Te uiți la știrile prezentate de Andreea Esca și vezi că numai știri în politică, în administrație, în economie, toate merg numai în jos. Și te întreb cum are să fie viitorul. Poate deja ai parte de lucruri rele în viața ta. S-ar putea să ai parte de probleme locuri de muncă, s-ar putea să fii împovărat, s-ar putea să ai parte de lipsuri. Dragii mei, vreau să vă spun, Dumnezeu cunoaște toate problemele și frământările pe care le ai. El nu este în necunoștință de necazurile noastre, ci Dumnezeul nostru vede. Dumnezeu are, nu numai că vede, nu numai că cunoaște, Dumnezeu are soluția pregătită să depășim problemele respective. Condiția pe care Dumnezeu o cere este ca noi să fim în totul legați, dependenți de Dumnezeu, ca să putem trece de acele probleme, de acele lipsuri, de acele încercări, ca să putem ieși învingători. Dar în același timp, Dumnezeu știe și toate relele pe care alții nu le cunosc la tine. Știe la ce te uiți pe internet când nimeni nu te vede? Știe ce vorbești pe chat pe Facebook? Dumnezeu știe câte ore petreci urmărind filme, câte ore petreci urmărind jucând jocuri video. Pe scurt spus, dacă trăiești abătut moral într-un fel sau altul, Dumnezeu vede și lucrurile astea. Și atunci, în situația aceasta, degeaba ne-am mai închinat biserică, degeaba ne-am mai închinat, degeaba ne-am mai slujit, degeaba ne-am lăudat pe Dumnezeu și chiar am fi lăudați de alții pentru implicarea noastră dacă viața noastră morală este decăzută. Iubită biserică, dacă Dumnezeu vede că în public suntem credincioși lui, în timp ce în spațiul privat suntem niște imorali, suntem niște idolatri, suntem niște păcătoși, fără legături cu El în timpul săptămânii, vreau să fiți siguri, Dumnezeu nu primește închinarea și slujirea noastră, oricât de bună și oricât de mare ar fi. În al doilea rând, versetul 5 ne spune că Dumnezeu este iubitor. Sfântul David spune, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Cu alte cuvinte, mâna lui Dumnezeu de părinte este peste noi cu scopul de a ne proteja. În față, în spate, la dreapta, la stânga, pe deasupra, pe dedesubt. Mâna lui Dumnezeu este adăpostul în care se odihnește credinciosul cu deplină pace.
Ioan capitolul 10, de la 27 la 29, arată ce spunea Domnul Iisus Hristos cu privire la protejarea credincioșilor lui. Și aici Mântuitorul a spus, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Avem o protecție sigură care nu poate fi străpunsă. Nimeni nu trece și nimic nu trece de mâna lui Dumnezeu de protecția aceasta decât ce lasă Dumnezeu să ajungă în viața noastră. Câteva versete mai târziu, în versetul 15 și 16, mai este scris că Dumnezeu ne-a modelat cu dragoste din pântecele mamei noastre. După cum Dumnezeu l-a modelat cu dragoste pe Adam în grădina Edenului, la fel a făcut-o cu fiecare dintre noi, dând, modelând forma corpului, dându-ne culoarea ochilor, aranjând ADN-ul nostru, punând fiecare fire de păr de pe capul nostru, pe care îl avem pe cap, dând formă feței noastre și așa mai departe. Dumnezeu a purtat de grijă să ne naștem, Dumnezeu a purtat de grijă să trăim până în momentul actual. Atât de preocupat, atât de iubitor este Dumnezeu față de noi, încât ajunge să fie scris că a scris toate zilele care ne-a fost rânduite mai înainte de a trăi vreuna din ele. Nu este aceasta, dragii mei, o preocupare plină de dragostea lui Dumnezeu? Ceea ce ne vorbește psalmul acesta este că Dumnezeu este preocupat de fiecare în parte. Dacă lui Dumnezeu nu i-ar fi păsat de noi, El nu era preocupat. El ar fi rămas indiferent de ceea ce făceam. Dar în schimb, Dumnezeu scrie. Dumnezeu scrie viața noastră care urmează să o trăim. Dumnezeu ne iubește pe fiecare parte și este preocupat de fiecare parte. Și chiar faptul că zi de zi, nu din când în când, zi de zi își are mâna peste noi, dovedește că zi de zi ne poartă de grijă, zi de zi se gândește la noi și zi de zi ne are vedere fără să ne scape din vederea Lui. În al treilea rând, Psalmul 139 ne mai prezintă că Dumnezeu este de nepătruns. Versetul 6 spunea, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Adevărul este că dacă noi, ca ființe umane, am fi ajuns să înțelegem pe Dumnezeu pe deplin, lucrul acesta ar fi însemnat că El nu este Dumnezeu. Dragii mei, vă rog, ascultați-mă cu atenție. Dacă noi l-am fi putut înțelege pe deplin pe Dumnezeu, asta ar fi însemnat că El nu este Dumnezeu. Din cauza faptului că există unele lucruri pe care nu le putem înțelege la Dumnezeu, face pe unii sau unele persoane să nu creadă că lucrurile respective există la Dumnezeu. Ca de exemplu, Sfânta Treime. O doctrină esențială a creștinismului care proclamă că Dumnezeu este unul singur și cu toate acestea este trei persoane, având aceeași natură divină, dar totuși e un singur Dumnezeu. Și atunci, cum poți înțelege, uman vorbind, un astfel de lucru? Astfel că unii au ajuns să spună, nu există Sfânta Treime. Nu poate fi posibil așa ceva. Este ilogic. Cu toate că Scriptura o mărturisește. Și Sfântul Augustin a spus foarte bine următorul lucru. Încearcă să înțelegi Sfânta Treime și îți vei pierde mințile. Încearcă să o negi și îți vei pierde sufletul. Dacă Dumnezeul nostru ar fi putut fi înțeles, ar fi putut fi pătruns pe deplin, ar fi supus logicii și rațiunii noastre, lucrul acesta ar fi însemnat că El nu este Dumnezeu. Dar în schimb, Dumnezeul nostru depășește limitele noastre mentale. Psalmul 145 cu versetul 3 spune, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Nu faptul că noi suntem păcătoși a făcut să nu îl putem înțelege pe Dumnezeu, ci mărimea lui Dumnezeu, profunzimea ființei lui sunt atât de mărețe, atât de profunde, încât nu putem pur și simplu să înțelegem pe Dumnezeu, să-L pătrundem pe Dumnezeu pe deplin. Și acest lucru este din nou încurajare pentru noi. Știți de ce? Pentru că niciodată vreun om
pe pământul acesta nu va putea spune că a ajuns să-L cunoască suficient de mult pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne cheamă, prin ceea ce învățăm aici, să căutăm să-L cunoaștem tot mai mult și tot mai mult pe El. Oricât de bine L-am cunoaște noi pe Dumnezeu, întotdeauna o să fie un mai mult care poate fi cunoscut la Dumnezeu. Aici, de exemplu, pe pământ, noi simțim dragostea Lui în viața noastră. Și cred că o simțim, în adevăr. Din când am fost mântuiți prin Iisus Hristos, avem dragostea Lui Hristos în viața noastră, simțim că suntem iubiți de Mântuitorul nostru. Dar vă spun, ceea ce simțim noi în inima noastră nu este altceva decât o adiere plăcută. Aceea, de fapt, este dragostea Lui Dumnezeu în profunzimea ei. Ai simțit pe moment sfințenia Lui Dumnezeu. Ai simțit pacea Lui Dumnezeu. Dar ce simțim noi pe pământul acesta nu este altceva decât o părticică a ce de fapt este profunzimea pe care o vom experimenta în cer. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi împătruns pe deplin. Mărimea ființei Lui este prea mare ca să o putem pătrunde și de aceea Dumnezeu ne încurajează să căutăm din toată inima să cunoaștem tot mai mult. Apoi, versetul 7 până la versetul 10 ne mărturisește că Dumnezeu este atot prezent. Versetul 7, dacă tot am vorbit de Sfânta Treime, mărturisește și arată că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu mă pot ascunde, spune Scriptura, de Duhul tău. Unde voi fugi departe de Duhul tău? O caracteristică pe care o are numai Dumnezeu. Doar Dumnezeul nostru este atot prezent și faptul că psalmistul nu se poate ascunde de Duhul Sfânt dovedește Dumnezeirea Duhului Sfânt. Ceea ce încearcă psalmistul să ne învețe în aceste versete este în felul următor. Fie că te afli în cea mai îndepărtată galaxie, și când vorbim de galaxie, dragii mei, vorbim de distanțe enorme, să ne gândim că distanțele sunt atât de mari încât nu se măsoară în kilometri, se măsoară în an lumină. Un singur an lumină având 9500 de miliarde de kilometri. Un singur an lumină. Cea mai apropiată galaxie de galaxia noastră, știți la ce distanță este? 2,5 milioane de ani lumină. Și aici vorbim de cea mai apropiată galaxie. Așa că fie că te-ai ascuns în cea mai depărtată galaxie, fie că te-ai ascuns într-un bunker de frica sfârșitului lumii, fie că te-ai ascuns în fundul gropei Marianelor, nici unde nu te poți ascunde de Dumnezeu. Și pentru noi, ca oameni credincioși, pentru noi, ca oameni mântuiți prin Harul Lui Dumnezeu, lucrul acesta este din nou încurajare. Pentru că, oriunde am fi, putem avea siguranță că avem însoțirea Domnului și la plecare și și la venire. Lucrul acesta mai înseamnă și că noi nu trebuie să așteptăm la rând să venim la Dumnezeu precum Dumnezeu n-ar putea apărea mai multe persoane deodată. Înseamnă lucrul acesta că îl putem căuta pe Dumnezeu oriunde pe gloane am aflat pe globul ăsta. Nu trebuie să ne ducem la Dumnezeu într-un punct al globului să-L găsim. Dacă 1000 de oameni l-ar căuta deodată pe Dumnezeu din toată inima, fiți sigur, Dumnezeu poate fi găsit atunci de toți acei oameni. Și, bineînțeles, atot prezența Lui Dumnezeu este și o încurajare să slujim. Pentru că oriunde s-a desfășurat în lume lucrarea Lui Dumnezeu, chiar și în cele mai deșertice zone spirituale, Dumnezeu este acolo prezent să o binecuvânteze. Să binecuvânteze slujirea și lucrarea pe care o facem în numele Lui. Versetul 13 și versetul 14 ne mărturisesc că Dumnezeu este și Creator. Tu m-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. În cazul în care dumneavoastră n-ați conștientizat că sunteți fete, că sunteți băieți, femei sau bărbați, că sunteți copii, tineri, adulți, în vârstă, oricine ați fi, că sunteți șef de firmă sau sunteți oameni care curăță cu mopul la o instituție. Aveți valoare înaintea Lui Dumnezeu pentru că sunteți oameni care poartă chipul Lui Dumnezeu.
Dacă simțiți vreodată că nu sunteți iubiți de oameni, dacă simțiți că nu sunteți valoroși înaintea oamenilor, vreau să aveți siguranța că Dumnezeul care ne iubește, Dumnezeul care ne-a creat, acelui Dumnezeu îi pasă de noi. Acel Dumnezeu pune cea mai mare valoare pe fiecare parte. Dacă vreodată simțim că nu suntem valoroși, aș vrea să fiți conștienți că valoarea noastră nu este în câți bani avem, nu este în ce funcție avem, nu este în ce talente avem, nu. Valoarea noastră este dată în faptul că noi suntem oameni creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Când oamenii nu ne mai dau importanță, când oamenii nu ne mai dau valoare în jurul nostru, când oamenii te resping ca un gunoi, pentru că ești om sau pentru că ești pocăit, Dumnezeul nostru ne iubește pe fiecare parte. Pentru Dumnezeu, fiecare dintre dumneavoastră sunteți importanți și prețioși. Sunt unii, și poate și dumneavoastră vă aflați în situația aceasta, care se întreabă de ce au fost creați așa cum sunt. Noi, în limbaj psihologic, este numit complex de inferioritate. Complexul acela pe care te situezi parcă sub oameni și că alții sunt mai buni decât tine. Te uiți la tine, probabil aspectul tău corporal și vezi că parcă Dumnezeu nu te-a creat potrivit. Te vezi a fi gras și ai fi vrut să fii mai slab. Îi vezi pe unii oameni care sunt așa într-o dungă, foarte subțiri și ai fi vrut să nu fie chiar așa ca bețele. Mai vezi unii oameni care, și adevărat, nu au fost înzestrați cu atâtea calități, cu atâtea talente, n-au fost înzestrați cu atâtea resurse care să-i facă să-i placeze să aibă oarecare importanță în societate. Și atunci se întreabă, Doamne, de ce? De ce m-ai făcut așa? Nu mi-ai fi putut da darul de a cânta la pian? Nu mi-ai fi putut da voce? Că eu nu pot să cânt un solo. Nu mi-ai fi putut da cutare și cutare cum are celălalt? Și așa ne întrebăm înainte lui Dumnezeu, de ce suntem creați așa cum suntem? Și ne situăm cumva ca și cum ar fi neimportanță, nu numai înainte oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu ca fi un nimeni. Că Dumnezeu nu-l folosește, că nu ne iubește așa de mult cum folosește pe altul. Dacă noi gândim în felul acesta, aș vrea să vă fac conștienți că valoarea pe care omul o dă întotdeauna este subiectivă. Dar valoarea pe care Dumnezeu o dă este întotdeauna obiectivă. Iar vorbim de frumusețe. Să știți un lucru. Frumusețea întotdeauna un aspect pur subiectiv. Ce îmi place mie, nu-i va plăcea și celălalt. Eu vă mărturisesc din considerate că astea chiar nu cred în concursuri de acestea precum Miss Univers, Miss România sau știu eu ce misuri mai există. Tocmai pentru că frumusețea exterioară este un aspect pur subiectiv. De asemenea, talentele noastre și modul cum ne judecă oamenii, talent este din nou subiectiv. Vă fac conștienți, Dumnezeu ne-a dat cât avem, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ce avem, Dumnezeu ne-a pus în locul în care suntem, pentru că a știut cât să ne ofere, a știut cât putem purta și a știut în ce și unde suntem potriviți. Suntem fiecare în parte o făptură minunată a lui Dumnezeu, așa cum suntem creați și cu cât avem. Aceea trebuie să ne dăm nouă înșine valoarea pe care Dumnezeu ne dă. Uitându-ne numai în oglindă, o să vedem înaintea noastră acel trup pe care Dumnezeu a lucrat 9 luni de zile, secundă cu secundă. Culoarea ochilor, dragii mei, ne-a dat-o El. Înălțimea, mai mare sau mai mică, ne-a hotărât-o El. Organele care sunt de noi au fost puse de El. Suntem fiecare în parte în toți cei 7 miliarde de oameni care sunt și toate miliardele de oameni care au existat nu au fost creați așa cum suntem fiecare în parte. Și dacă înțelegem această valoare și această unicitate pe care noi o avem, aș vrea nu numai să ne concentrăm pe noi înșine. Aș vrea, vă rog frumos, haideți să ne concentrăm acum pe Dumnezeu și Lui să-i acordăm cea mai mare valoare. Să ne minunăm și să ne gândim cât de mare poate să fie Dumnezeu când El se ocupă în același timp de toate milioanele de copii aflați în pântecele mamelor lor.
Dumnezeu îi cunoaște pe toți în detaliu și că Dumnezeu se ocupă de toți cu dragoste. Te gândești cât de mare poate să fie Dumnezeu când atât de preocupat și atât de mult se ocupă și cu detaliile din viața ta și e atât de minunat să înțelegi cum Dumnezeu iubește ființa umană prin preocuparea aceasta. Când Dumnezeu a creat pe oameni, Scriptura ne spune că El a scris în cartea Lui toate zilele care urma să le trăim. Cum eu vă spun ceea ce văd că este în cuvântul Lui Dumnezeu. Nu se referă versetul acesta la predestinare. Nu se referă la faptul că Dumnezeu ne-a setat dinainte că atunci când intrăm în existență să trăim fără libertate de voință. Și ce spune Scriptura aici este că înainte să fim creați, Dumnezeu știa ce vom suferi, știa unde vom copilări, știa ce caracter vom avea, știa cum vom putea fi mântuiți, știa cu cine ne vom căsători, știa felul în care vom muri. Și pentru că Dumnezeu a cunoscut, în tot cunoașterea Lui, toate aceste lucruri, atunci Dumnezeu a și intervenit în puterea și suveranitatea Lui, lucrând în viața noastră să meargă lucrurile înspre binele nostru, să avem tot ce avem nevoie din punctul Lui de vedere. Acum, știu că sunt taine, sunt lucruri care într-adevăr sunt dincolo de mintea noastră. Nu putem înțelege cum Dumnezeu poate să lucreze în acest mod. Dar un lucru este cert din ceea ce v-am spus până acum. Dumnezeu merită lăudat pentru că suntem așa special în ochii Lui. Nimeni, și absolut nimeni, n-ar fi putut să ne creeze mai bine. Nimeni n-ar fi putut să ne dea mai bine ce avem nevoie. Și nimeni n-ar fi putut să îngrijească de viitorul nostru așa cum se îngrijește Dumnezeul nostru. Și în ultimul rând, Psalmistul ne mai prezintă și dreptatea lui Dumnezeu. Intervine partea aceea din Psalm, pe care cred că și dumneavoastră ați citit-o. Aș fi curios, dar nu cer semn ridică de mână, câți dintre dumneavoastră v-ați întrebat de ce există partea aceasta dintre versetul 19 la versetul 22. Citim versetele aceea care spune, Doamne, ce atotputernic ești! Doamne, ce plin de dragoste ești! Doamne, ești stăpân peste toate! Doamne, ești creator de săvârșit! Doamne, m-ai creat o făptură așa de minunată și dintr-o dată, Doamne, ucide-i pe dușmanii mei! Ne se pare cumva a fi un fel de pată neagră pe o cămașă albastră. Ne se pare a fi precum o pată de rugină pe un obiect de aur. Ne întrebăm de ce astfel de cuvinte intervine într-un psalm care înalță pe Dumnezeu. Acum, vă fac conștienți. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire. Inclusiv partea aceasta, între versetul 19 și 22. Știți de ce? E inclusă de Dumnezeu aici și a lăsat-o Dumnezeu. Pentru că rugăciunea de blestem a psalmistului este făcută dintr-o ură de plină față de păcat. Psalmistul nu suportă ideea să-L vadă pe Dumnezeu necinstit, insultat în modul acesta și de aceea cere lui Dumnezeu să-și manifeste dreptate față de acei oameni răi. Și acum, vă rog frumos, folosiți-vă puțin mintea și logica. Dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră ați fost creați și sunteți în existență. Dumnezeu vă oferă atâta dragoste, Dumnezeu vă oferă atâta purtare de grijă și tu trăiești insultându-L. Nu credeți dumneavoastră că un comportament ca acesta față de un Dumnezeu care ne iubește așa de mult merită o pedeapsă severă? Dragii mei, Dumnezeu nu este rău când lasă răul asupra noastră. Noi suntem aceia răi când disprețuim și suntem indiferenți față de Cel care ne-a creat și ne susține existența. Dumnezeul nostru nu își lasă slava pătată de mândria omului și de neascultarea lui și de aceea îți pedepsește pe omul care nu se pocăiește de păcatele lui. Scriptura spune că și toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și este curat. Asta este Dumnezeul pe care îl slujim, căruia îi cântăm. Dumnezeul nostru care îl considerăm așa de drăgălaș, prietenul nostru, așa de bun, așa de îndurător.
E în același timp, dragii mei, un Dumnezeu care în egală măsură este și mânios, este și drept și este și sfânt. Ăsta e Dumnezeu pe care noi îl slujim. Și El, Dumnezeu, nu este tolerant cu păcatul, ci Dumnezeu are un standard după care ne cere să umblăm. Cine nu se supune standardului pus de Dumnezeu în Scriptură, va experimenta pedeapsa severă a lui Dumnezeu. Și dacă persoana respectivă moare nemântuită, nepocăită, fără să-L vei primi pe Hristos în viața lui din neascultare, atunci persoana respectivă, dacă moare, va fi aruncată în iad, în lacul de foc și bucioasă, unde este moartea a doua. Acolo va fi aruncat pentru întreaga eternitate. Și acum, când am văzut cum psalmistul descrie pe Dumnezeu, mai există o ultimă parte, și anume acea parte în care ni se descoperă adâncimea ființei noastre. În ultimele versete, psalmistul descrie comportamentul oamenilor față de Dumnezeu. Două categorii sunt puse în evidență aici. Singurele două în care se poate încadra orice om din biserica aceasta și din lumea aceasta. Și anume, cei necredincioși față de Dumnezeu și cei credincioși lui Dumnezeu. Versetul 19 la versetul 21 descriu care este caracterul oamenilor răi. Și aceștia sunt oameni definiți ca fiind setoși de sânge, adică oameni care vor să facă rău altora ca să o ducă ei bine. Oameni care calcă pe cadavrele altora ca să ajungă ei în triumf. Oamenii răi sunt descriși ca fiind cei care vorbesc despre Dumnezeu în mod bajocoritor și înflutător, care mint fără rușine, care chiar sunt în stare să jure pe Biblie de fațadă. Sunt oameni care îl disprețuiesc pe Dumnezeu. Observați unde poate să ducă lipsa cunoașterii personale a lui Dumnezeu, poate duce la un caracter depravat ca acesta. În schimb, cealaltă categorie, adică cei credincioși, au o raportare diferită față de Dumnezeu. În timp ce celor nemântuiți nu le pasă de Dumnezeu, nu interesează de voia lui Dumnezeu, cei care sunt credincioși sunt preocupați să fie în starea dorită de Dumnezeu. Psalmistul David se ruga, după ce a meditat profund la măreția lui Dumnezeu: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și tu-mă pe calea veșniciei. Observați, vă rog frumos, următorul aspect. Primul verset începe spunând: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știți cum se încheie psalmul? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima și gândurile. Adică exact aceeași idee. Psalmul având un caracter circular, arătând, dragii mei, că psalmistul este doritor să se lase cercetat, să se lase pătruns de Dumnezeul nostru. Este interesat de starea spirituală pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, meditând profund la El, trăiește după versetul care spune: urmați exemplul lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Cu alte cuvinte, caută să-și regleze viața, să trăiască în asemănare cu Iisus Hristos. De aceea cere cercetare, de aceea cere îndreptare. Și noi oare când am cerut ultima dată cercetarea și îndreptarea din partea lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când în mod real am uitat la starea noastră și ne-am comparat nu cu X, nu cu Y, ci ne-am comparat cu însuși Dumnezeu? De ce David spunea: cercetează-mă, Doamne? No? David se uita, și noi putem la face la fel, să ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu. Și când vedem cât de sfânt este Dumnezeu, să regătăm orice stare firească pe care o avem înaintea Lui, să ne pocăim de ea. David se uita la cât de plin de dragoste este Dumnezeu, și apoi, uitându-se la Dumnezeu, se uită la sine cât de plin de dragoste este El față de oameni și față de Dumnezeu. Omul care îl iubește pe Dumnezeu, îl vede cu adevărat pe Domnul, nu se joacă deloc cu păcatul. Fie că este public, fie că este în privat de parte de ochii altora. Încredinciosul care cunoaște pe Dumnezeu trăiește într-un chip vrednic de chemarea pe care o are înaintea lui Dumnezeu. David e atât de preocupat de starea, să fie în starea dorită de Dumnezeu, încât ajunge să spune: încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Cu alte cuvinte, Doamne, fă tot ce crezi că este nevoie pentru mine.
Chiar dacă e nevoie încă de momente care pur și simplu mă drobească. Dar fă toate aceste lucruri să mă îndrept despre starea de care tu, în care tu vrei să fiu eu. Iubiții Domnului, asta e psalmul 139. Acest psalm, după cum ați văzut, prezintă măreția lui Dumnezeu. Și când îl vezi pe Dumnezeu așa cum este El, nu poți să rămâi așa cum ești tu. Când îl vedem pe Dumnezeu cum este El, nu putem rămâne așa cum suntem noi. Ci noi, dacă medităm și suntem centrați pe Hristos, vom căuta să ne aliniem viața, să ne coordonăm, să fie în asemănare cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Psalmul acesta, cred eu, vorbește și arată despre relația noastră cu Dumnezeu. Să ne pună sincer întrebarea, cât de profundă mi este relația cu Dumnezeu? Cât de mult caut eu să mă apropii de Domnul? Cât de valoros este Dumnezeu pe El? Cât de concentrat sunt eu pe Dumnezeu? Sau dacă nu cumva lucrurile lumea acestea m-au distras să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu? Și dacă veți întreba, de ce e așa important să-L cunosc pe Dumnezeu? De ce e ok să știu că El e Dumnezeu și atât? Dragii mei, aș vrea să vă ofer o ilustrație înainte de încheiere și să vă arăt de ce este așa de important să ne concentrăm și să căutăm să cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu. Un tată a primit o întrebare de la fiul lui. Și uitați care a fost întrebarea. Tati, cât de mare este Dumnezeu? Nu știu dumneavoastră ce ați fi răspuns, dacă va fi adresat copilul întrebarea asta. Dar eu văd vând un pont. Întotdeauna copiii rețin cel mai bine când le vorbești folosind imagini din jur. Și atunci tatăl respectiv se uită în sus, vede un avion care trece pe deasupra lor și îl întreabă în felul următor. Fiule, cât de mare este avionul acela de sus? Și se uită copilul și spune, e mic. După care tatăl îl duce la aeroport. Și acolo, când vede un avion deja aterizat, îl întreabă, nu, cât de mare e avionul acela? Ce putea să răspundă altceva? Wow, e mare! Și atunci învățătura tatălui a fost următoarea. Tot așa este și cu Dumnezeu. Cât de mare este Dumnezeu, depinde de cât de aproape suntem de El. Înțelegeți dumneavoastră de ce există atâta apatie în biserică? Înțelegeți dumneavoastră de ce există atâta moleșeală? Înțelegeți de ce credința noastră este de atât de multe ori mică și slabă, clătinându-ne la orice problemă care apare? Înțelegeți dumneavoastră de ce pocăința noastră nu este după nivelul cerut de Domnul Iisus Hristos? Știți de ce este așa? Pentru că noi ne uităm la Dumnezeu așa. În felul ăsta îl vedem noi pe Dumnezeu. E undeva departe Dumnezeu, e distant și pentru că îl vedem din depărtare, atunci noi nu îl putem cunoaște, îl vedea așa cum este Dumnezeu de fapt. Ajunge să-l cunoști ca fiind ca unul dintre noi, slab ca noi, fără putințe și dacă noi nu putem, nici Dumnezeu nu poate. Dar în schimb, când El nu, noi mai privim așa, văzându-L de departe, ci când El, că noi suntem aproape de Dumnezeu și îl vedem cât de mare este El. O să vă spun că lucrul acesta are beneficii enorme asupra vieții noastre, asupra bisericii. Pentru că când îl vedem pe Dumnezeu măreția Lui, când îl cunoaștem cu adevărat, credința noastră care este mititică va crește. Credința noastră care este slabă va fi întărită. Pocăința noastră care este atât de ieftină va ajunge să se fie transformată într-o pocăință sinceră, reală, care glorifică pe Iisus Hristos. Dragii mei, din nou întreb, cât de profundă ne este relația noastră cu Dumnezeu? Cât de mult îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? A fost până acum doar o cunoaștere teoretică? Doar o cunoaștere în mare? Doar o cunoaștere care s-a limitat să știu doar în per general cine este Dumnezeu? Sau am fost acel om care, iubindu-L pe Dumnezeu, l-am căutat să-L cunosc tot mai mult? Vă spun un lucru. Când iubești cu adevărat o persoană, iubirea pe care o ai față de acea persoană parcă te invidie să o cunoști tot mai mult sau să-L cunoști tot mai mult. Ei, așa este și relația noastră cu Dumnezeu. Când noi îl iubim, nu ne vom mulțumi la starea în care suntem, ci iubirea ne va atrage spre Hristos.
ne va lega de El și ne va face să trăim după așteptările Domnului nostru Iisus Hristos. E cu atât mai important, dragii mei, să înțelegem acest lucru, să ne îndreptăm relația noastră și umblarea cu Dumnezeu cu cât ceea ce, cu cât ceea ce suntem derivă din ceea ce credem despre Dumnezeu și cât de profundă este relația noastră cu El. Amin.